Vești îngrijorătoare venite de la experții Universității Pechin din Beijing și a Institutului Pasteur din Shanghai. Noile tulpine ale virusului COVID-19 sunt contagioase și mai agresive. Cercetătorii au anunțat că au descoperit două noi tipuri de coronavirus care pot cauza de asemenea infecții severe, fiind mai agresiv decât cel inițial. Acești avertizează că în analiza lor au examinat o gamă limitată de date și spun că sunt necesare analize ulterioare ale seturilor de date. Potrivit acestora, datele ar trebui să fie mult mai elaborate pentru a înțelege mai bine evoluția celor două tipuri descoperite. Potrivit datelor, coronavirusul s-a divizat deja în două subtipuri L și S. Analiza noastră sugerează că subtipul S este probabil versiunea originală a SARS-CoV-2. Rezultatele cercetărilor noastre susțin și teoria potrivit căreia subtipul L este mai agresiv decât subtipul S și că intervenția umană a schimbat prevalența subtipurilor L și S la scurt timp după izbucnirea epidemiei. Studiul vine la scurt timp după ce oamenii de știință de la Universitatea Alberta au făcut un pas uriaș spre dezvoltarea unui tratament pentru COVID-19. Cercetătorii au descoperit că Remdesivir, un medicament utilizat pentru a trata Ebola, poate fi eficient și pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirus. Reamintim că epidemia provocată de noul tip de coronavirus continuă să se răspândească în întreaga lume, asta după ce a trecut de granițele Chinei locul unde a apărut virusul. Până acum, numărul persoanelor infectate la nivel mondial a ajuns la peste 94 de mii, iar 3220 dintre acestea au decedat. Precizăm că la nivelul județului Constanța, la această oră se află 183 de persoane izolate la domiciliu și nu există nu există niciun suspect internat la spitalul de boli infecțioase.